Dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Bună, eu sunt Dragoș, un călător. Și împreună cu tine vom descoperi lumea. După cum bine știi din episodul trecut, aici descoperim locuri, cunoaștem oameni și învățăm obiceiuri. Astăzi vom descoperi un loc. Acest loc este de fapt o zonă. O zonă pe care eu vă recomand și sunt de părere că este un must-do al oamenilor pasionați de călătorie. Adică este o destinație pe care trebuie neapărat să o vezi în această viață. Destinația despre care vorbesc se găsește în Turcia. Și dacă încă nu ți-ai dat seama, astăzi descoperim Capadocia sau Capadocia. Ce găsim acolo? După cum v-am spus, regiunea Capadocia, pentru că este o regiune și nu un oraș cum ar crede mulți, se află în Turcia. Situată în inima Turciei, Capadocia sau regiunea cailor frumoși este un petic de pământ desprins parcă dintr-o altă lume. Labirinturi subterane, fortărețe, orașe săpate sub pământ, toate formate cu milioane de ani în urmă datorită erupțiilor vulcanice care au reprezentat piatra de temelie pentru ceea ce înseamnă Capadocia astăzi. Așadar, erupțiile vulcanice sunt ceea ce înseamnă pentru noi astăzi Capadocia. Primele erupții au lăsat în urmă rocă mai moale, ploaia, vântul sau nisipul au început să erodeze, creând astfel platouri, văi sau defileuri imense. Astfel, în următoarele milioane de ani, oamenii au fost preocupați cu săparea rocii moi pentru crearea de adăposturi. Capadocienii au început cu locuințe simple, dar cu timpul arta lor s-a perfecționat, ajungând să sape adevărate metropole care puteau găzdui până la 20.000 de locuitori. Chiar dacă aspectul de la suprafață incită interesul turiștilor, autenticitatea Capadociei este îngropată în adâncuri. Astăzi, Capadocia este unul dintre cele mai importante centre turistice din Asia Centrală și este patrimoniul mondial UNESCO. Am ajuns zilele trecute în Turcia, am trecut Bosforul, am pășit pe continentul asiatic. Cum ajungem acolo? Iau avionul și merg spre Kayseri. Eu am ajuns acolo zburând din Istanbul în Kayseri. Zborul este de o oră și biletul a costat aproximativ 30 de euro, cumpărat cu o zi înainte. Odată ajuns în Kayseri, la ieșirea din aeroport, vei găsi autobuze care te vor duce la autogară. Prețul unui bilet este de 2 euro. Am să iau autobuzul ăsta care o să mă ducă până la autogară și de acolo să schimb. De la autogara din Kayseri până în regiunea Capadocia mai sunt 56 de kilometri. Dacă nu ai ajuns până la ora 16 la autogară, autobuzele nu mai circulă așa des și va trebui să apelezi la transportatorii privați pe care sigur îi vei vedea în afara autogării. Aștept să plecăm spre Capadocia, care după o negociere îndelungată și un preț cuprins între 7 și 10 euro, te vor duce într-una dintre localitățile care formează regiunea Capadocia. Printre cele mai importante localități se află Goreme, Ukhișar, Urgup. Ukhișar, o adevărată fortăreață construită pe munte. Goreme, satul construit printre stânci. Urgup, un fost oraș grecesc. Eu am ales Goreme. Unde stai? Ăsta din spatele meu este hotelul. Sunt foarte bucuros. În toate așezările din regiune veți găsi două tipuri de cazări: pensiunile, unde prețurile variază între 10 și 50 de euro, și cave hotelurile, care sunt niște hoteluri săpate în stâncă și unde prețurile sunt puțin mai scumpe decât la pensiuni, între 20 și 100 de euro. Eu am ales cave hotel, ceea ce vă recomand și vouă, dar să aveți grijă să fie peste 3 stele, altfel vă veți trezi cu telefonul sau laptopul stricat din cauza umidității. Știm unde mergem, am ajuns acolo, ne-am cazat la un cave hotel.
ce putem face în Capadocia. Atât la pensiune, cât și la Cave Hotel, vei găsi mai multe oferte pentru a vizita zona Capadociei. Autoritățile turistice locale au creat mai multe trasee care au primit nume de culori, galben, roșu, verde. Printre cele mai importante obiective turistice sunt vizitarea unui oraș subteran. Nu uita că sunt numai puțin de 36 de orașe subterane cu o vechime de peste 2000 de ani. Parcul Național Goreme și orașul cu același nume, un obiectiv turistic foarte căutat de cei care ajung aici. Valea Călugărilor, unde poți admira stânci care au diferite forme și este de-a dreptul fascinant să te plimbi printre ele. Ele au fost săpate de către călugări pentru a locui și a se ruga acolo. Un alt lucru important pe care îl poți face în Capadocia este plimbarea cu balonul. Probabil Capadocia nu ar fi ajuns niciodată atât de celebră și deschisă turismului de masă dacă cineva nu ar fi venit cu ideea survolării zonei cu baloane cu aer cald. Există două tipuri de baloane, cele standard în care intră 20 de persoane și cele VIP în care intră maxim 8. Baloanele decolează înainte de răsărit, iar zborul durează în timp ce răsare soarele. Zborul durează circa o oră, iar la aterizare se deschid câteva sticle de șampanie și se dau niște diplome cu numele participanților. Iar un zbor costă între 100 și 150 de euro. Lumea zice că merită, nu este în bugetul meu, dar și priveliștea de la sol merită toți banii. În fiecare dimineață, cerul Capadociei este acoperit de sute de baloane, așa că și priveliștea de la sol este minunată. Probabil unul de cele mai spectaculoase locuri de pe planetă. Dacă vrei o experiență de neuitat, îți recomand Capadocia. Și nu pleca din Capadocia fără să gusti kebabul, să cumpere obiecte ceramice de la localnici. Localnicii fac obiecte ceramice de mii de ani și să bei suc de rodii. Eu am băut doar suc de rodii. Cam atât despre Capadocia, eu vă urez drum bun! Dacă ți-a plăcut acest video, lasă un like și un subscribe. Dacă nu apeși clopoțelul de notificări, nu vei fi anunțat când postez un nou video. Eu v-am pupat și pace!